Bună dimineața, dragi prieteni! Este luni dimineață. Vă doresc la toată lumea să aveți o săptămână bună, bună, bună. Și astăzi o să vorbim cum ajungi la primii 100 de abonați sau primii 100 de subscriberi. În primul și în primul rând, trebuie să creezi câteva filmulețe care aduc un plus în viața celorlalți. Eu unul am ales, ca să zic așa, un filmuleț cu mașina aceasta. Am calculat costurile și le-am pus ca să fie văzut de toată lumea, și alte câteva filmulețe care le-am făcut prin călătorile care am mers prin țară. După ce ai creat aceste filmulețe, este bine ca toată lumea, toți prietenii tăi, toate cunoștințele, absolut pe toată lumea care știi, să îi inviți la noul tău canal de YouTube, astfel încât ei să poată să se aboneze la canalul tău. După ce ai invitat pe toată lumea, poți să pui un link spre un filmuleț care l-ai făcut și care ți se pare interesant pe pagina ta de Facebook. De asemenea, în filmulețul pe care îl faci, este bine să pui o anumită... un anumit semn, adică semn, un anumit desen în care să inviți pe cei care urmăresc filmulețele tale să dea subscribe, să se aboneze la canalul tău. Un alt lucru care este foarte important în momentul când vrei să ajungi la 100 de abonați, care după părerea mea sunt cei mai greu, primii 100 de abonați ai canalului sunt cei mai greu de făcut, este să pui subscribe watermark. Watermark este practic o siglă care poți să pui, să creezi o siglă și să pui acea siglă în colțul din dreapta jos al filmulețului, sau poți să pui butonul de subscribe. Deci ei dau voie ca în loc de sigla aceea să pui un semn care cei care vor vedea filmulețul tău să dea click pe acea mic simbol și să se aboneze la canalul tău. O să pun în descrierea de mai jos linkul către bineînțeles, la început primii 100 de abonați o să pară o chestie foarte, foarte grea de făcut. O să vezi că o să fie un abonat, 3 abonați, 10. Și o să te gândești la un moment dat, abonați ăștia 100 de abonați, nu mai fac niciodată. Dar ușor, ușor, dacă creezi filmulețe interesante și care oamenilor le plac, oamenii se vor abona la canalul tău. Cred că oricum, din ăștia 100 de abonați, primii 50 vor fi prietenii tăi, familia, toată lumea care te cunoaște și care vrea să vadă, practic, ce filmulețe ai făcut. Și s-ar putea ca unii dintre ei, nu știu, dacă ai rude plecate în afară sau prieteni în afară, dacă ei vor să vadă ce ai mai făcut, probabil că poate să se uite pe filmulețul de YouTube care l-ai făcut și o să-și facă o idee despre acest lucru. Ce este foarte, foarte important de la început este să știi că sunt anumite etape. Nu vei face filmulețe perfecte de la început și nimeni care începe în YouTube nu a fost de la început atât de bun, astfel încât cum a devenit peste ani. Probabil că pe YouTube vedem oameni care cu asta se ocupă, au reușit să facă din YouTube un job full-time și au o creativitate foarte bună. Fac filmulețe foarte frumoase. Nu te gândi că o să faci chestia asta chiar din prima. Bine, s-ar putea să reușești din prima, dar este ca și cum înveți o nouă meserie, ca să zic așa. La început vei face filmulețe care, să spunem că le vei vedea peste un an sau doi, o să crezi că ce ai făcut atunci a fost foarte, foarte de început și să spunem că le-ai îmbunătățit după ce mai prinzi experiență, dar este foarte, foarte important să începi. În
Un alt lucru foarte, foarte important este nișa pe care tu ai ales-o să faci un canal de YouTube. Sunt foarte multe nișe. Una poate să fie o nișă de călătorii și să pui filmulețele tale în călătorile în care ai fost. După aia poate să fie o nișă din domeniul auto. Să spunem că prezinți mașini sau nu știu, anumite chestii care țin de domeniul auto. În momentul când ai ales acea nișă, bineînțeles, mai sunt oameni de pe YouTube care au ales o nișă foarte apropiată ca a ta și poți să vezi ce este acolo, poți să vezi ce este deja pe YouTube pe nișa care tu ai ales-o. Foarte, foarte important este ca în momentul când ai văzut un filmuleț și îți place acel filmuleț, să dai like și subscribe, pentru că acel creator de filmulețe va aprecia foarte mult că tu ai dat like. Chiar și un singur like contează, chiar și un singur abonat contează, în primul rând pentru că el va simți o apreciere din partea ta când tu dai like. Și în comenturile acelui, poți să comentezi acolo, bineînțeles, la filmulețul respectiv care l-ai văzut de la alt YouTuber și să scrii, de exemplu, da, mi-a plăcut foarte mult acest filmuleț și poți să scrii ce crezi cu adevărat, nu știu, de exemplu, dacă este un film despre o mașină care de-abia a apărut, poți să scrii, nu știu, mi-a plăcut acest filmuleț și cred că aș dori și eu să încerc această mașină, să văd cum este. Mulțumesc pentru informația care ne-ai oferit-o despre această mașină nouă. Să zicem că este un canal care prezintă ultimele mașini apărute. Sunt foarte multe șanse ca acel YouTuber care tu ai făcut comentariu pe filmulețul lui și ai apreciat munca, să dorească să vadă ce muncă faci tu, ce filmulețe faci tu în YouTube. Încă o dată, YouTube funcționează ca o comunitate. Deci el la rândul lui, când va da click pe profilul tău de YouTube, va vedea ce filmulețe faci tu. Va putea vedea ce filmulețe faci tu. Și atunci există posibilitatea, dacă lui îi plac filmulețele care le faci tu, să dea și el like și subscribe. Sunt absolut sigur că unii dintre abonații mei, dintre subscriberii mei, a venit prin această cale. Eu, neavând foarte mulți, deci la început, cred că am avut vreo 3-5 abonați și văzând filmulețe care mi-au plăcut foarte mult, am lăsat un comentariu. Bineînțeles, acel YouTuber a vrut să vadă despre ce este canalul meu și dacă i-a plăcut ceva, bănuiesc că și el la rândul lui, a fost decizia lui, bineînțeles, dacă dorește să dea subscribe, să devină și el abonat la canalul meu. O altă metodă să obții primii 100 de abonați este să pui chiar în filmuleț. Un filmuleț care tu crezi că ar ajuta comunitatea, ca să zic așa, sau ajuta pe ceilalți, orice informație bună, poți în timpul filmulețului să spui: dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați subscribe. Este foarte simplu, practic pentru privitor, dă doar un click și prin acel click se abonează la canalul tău și va vedea pe viitor, va vedea pe viitor ce filmulețe vei adăuga în canalul tău de YouTube. Deci poți să spui pur și simplu, dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați subscribe. Un alt fel de a face primii 100 de abonați cât mai repede este să vezi ce grupuri de pe Facebook se potrivesc filmulețului tău. De exemplu, dacă faci un filmuleț despre călătorii, sunt foarte multe grupuri de pe Facebook care au ca tematică aceste călătorii și poți să postezi acolo, deci pe lângă pagina ta de YouTube, poți să postezi pe acel grup de Facebook filmulețul tău. Și practic un grup de Facebook poate să aibă câteva mii de membri, acei membri fiind interesați, deja potențialul este foarte mare.
Adică poți să ai câteva mii de vizualizări și din alea câteva mii de vizualizări să găsesc, să spunem, 50, poate 100 de oameni care vor să se aboneze la canalul tău. De asemenea, trebuie să spun din propria mea experiență care este treaba cu canalul de YouTube. Nu vă așteptați să crească peste noapte. Adică ai pus un filmuleț acolo și toată planeta, bine, se poate întâmpla și chestia asta, de ce nu? Poate devine, nu știu, foarte, foarte cunoscut filmulețul acela sau foarte viral. Dar în mod normal nu te aștepta peste noapte să ai 1 miliard de vizualizări sau ceva de genul ăsta, pentru că cel puțin mie nu mi s-a întâmplat deja. Totul a mers în fiecare zi, în fiecare săptămână s-a mai adăugat un abonat sau mai mulți și am avut ușor, ușor mai multe vizualizări. Bineînțeles, vedem youtuberii mari care imediat au 10.000 de vizualizări, cum au făcut filmulețul, dar fiind la început, lucrul ăsta nu o să se întâmple așa, bătând din palme. Va trece timp până lumea te va cunoaște și va aprecia conținutul pe care îl creezi tu. Un alt pont pe care vi-l dau este să creați cât de multe filmulețe puteți, pentru că unele dintre ele vor fi foarte apreciate. Eu am avut un filmuleț care are peste 10.000 de vizualizări și nu m-am așteptat. Sincer, eram foarte, foarte la început și, bine, nici nu că acum aș fi ajuns foarte, foarte departe. Sunt și eu încă la început de pentru canalul de YouTube, dar printre primele filmulețe care l-am pus pe YouTube, nu mă așteptam să aibă foarte mare succes. Dar după câteva săptămâni, ușor, ușor a avut foarte multe vizualizări, ajungând acum, după 2-3 luni, să aibă peste 10.000 de vizualizări. Și culmea, a fost un filmuleț la care eu nu am muncit foarte mult. A fost pus așa, într-un fel, l-am pus ca să văd cam cum ar reacționa cei care se uită la acest filmuleț. Am avut alte filmulețe care am muncit mult mai mult, filmulețe de călătorii care au avut, nu știu, 60-70 de vizualizări. Și am muncit, ca să zic, o săptămână, poate ușor, ușor, în fiecare zi, câte 3-4 ore, ca să definitivez acest filmuleț. Deci nu vă așteptați ca numărul de vizualizări să fie întotdeauna în concordanță cu orele care le-ați muncit să faceți un filmuleț. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la canalul meu de YouTube. Vă rog, dați, bineînțeles, like și subscribe dacă vă place și, de asemenea, în comentariile de mai jos puteți să scrieți anumite chestii și eu voi face tot posibil să răspund. Vă doresc o zi bună și o săptămână foarte bună. Pa!